Dragi Scorpion, bine ați venit la horoscopul lunii martie. Nu sunteți în centru atenției în această lună, pentru că nu e nicio planetă în zodia voastră, în vizită, dar vor fi aspecte care vă vizează direct și despre care, bineînțeles, vom vorbi în cele ce urmează. În primul rând, pentru că nu e nimic în vizită la voi, am să caut cei doi guvernatori ai voștri ce fac, Marte și Pluto. Încep cu Pluto, că el are rolul cel mai ușor pe parcursul acestei luni. Pluto al vostru este în casa a treia, acolo e de ani de zile, încă mai stă vreo 5 ani de zile pe acolo, dar în acest timp el a avut grijă de toate relațiile voastre, de modul vostru de a interacționa cu lumea. Iar în această lună, Pluto rămas singur aici, că după câte luni intense au fost până acum cu multă agitație de planete în Capricorn, în sfârșit mai respirați și voi un pic. Ei, astfel acum, pe 16 și 18 martie, două planete din Pești, Soarele și Venus, și din Pești de acolo vă ajută foarte mult, că e vorba de o altă zodie de apă, așa cum sunteți voi. Cele două planete fac sextil cu Pluto, semn că vă simțiți bine, e multă bucurie de viață acolo, intrați în legătură cu oameni care vă fac plăcere, primiți informații. Așa că Pluto al vostru are un rol important, vă susține, vă scoate dintr-o zonă de neclaritate, de incertitudine, acolo unde aveați întrebări mai mari vis-a-vis de diverse planuri și o să vedeți imediat mai încolo despre ce planuri este vorba, o să vă aducă un pic de claritate, de stabilitate, de concretețe, exact ce aveți nevoie de altfel. Celălalt guvernator al vostru este Marte și Marte în această perioadă până pe 4 martie mai este încă în Taur, într-un sector al cuplului, semn că în primele două luni ale anului s-au ocupat intens de acest sector. Acolo au fost tensiuni, au fost probleme, pentru că Marte de aici, din Taur, a format foarte multe quadraturi în lunile anterioare. Acum iese din Taur, semn că se mai liniștește un pic acest sector, dar mai bine am să las asta pentru mai târziu. Deci e preocupat foarte tare de cuplu, după care Marte intră în Gemeni, dar intră în casa 8-a, care este casa voastră. Voi, scorpionii, vă aflați în casa 8-a, conform zodiacului, pornind de la berbec încolo. Deci intră la el acasă. Semn că până pe 23 aprilie Marte se simte bine aici, voi vă simțiți bine, sunteți activați, sunteți energizați, sunteți la turație maximă din punctul de vedere al lui Marte. Cum și Pluto vă ajută în același timp, ar trebui să trageți intens în această perioadă, să vă remarcați, să faceți ce n-ați făcut poate un an de zile, că n-a mai fost Marte de mult pe aici. Marte trece prin acest sector odată la vreo 2 ani și ceva, deci l-așteptați de ceva vreme. Sigur, la fel de intens a fost și pe perioada trecerii sale prin Scorpion, multe au fost astfel de evenimente în care v-ați încărcat bateriile, dar și aceasta poate fi una din perioadele în care primiți de pe raze marțiene exact combustibilul de care aveți nevoie. Marte, de aici din Gemeni, are câteva evenimente în rol pentru voi. În primul rând, pe 21-22 martie va primi un trigon foarte bun de la Saturn, ceea ce poate genera rezolvarea multor aspecte anterioare, lucruri pe care nu știați cum să le rezolvați, ce-i de făcut, ce să schimbați la ele, ce cale nouă să alegeți, poate să vină odată cu această dată de 21-22 un trigon constructiv, clarificator, se limpezesc o mulțime de aspecte și aveți și curajul să faceți aceste schimbări. Până acum n-aveați curajul, acum vine și inspirația, vin și ideile, dar vin și instrumentele concrete de a face aceste schimbări în viața voastră ca să ieșiți dintr-o zonă care vă ține acolo blocați într-o perioadă de demult. Și un alt moment foarte important în care este implicat acest Marte este o conjuncție pe care Marte o face la sfârșitul lunii cu nodul Nord. Nodul Nord este un element de destin numit sensul vieții, nu este o planetă, dar este un element important în astrologie. Și o astfel de întâlnire, pe lângă faptul că e extrem de rară, are rol karmic în viața voastră. Nodul Nord e element karmic, casa 8-a este element karmic. Marte în conjuncție cu Marte al vostru, guvernatorul vostru, în conjuncție cu nodul Nord
într-o zonă karmică, în casa 8-a, poate genera evenimente de destin marcante, care vă pot schimba destinul, care în primul rând s-ar putea să fie un fel de echilibrare karmică, asta în cazul în care credeți în ideea că ați mai trăit cândva pe această planetă, deci sunteți o reîncarnare, deci la noua încarnare de acum aveți niște lecții de plătit, aveți niște lecții de învățat și niște datorii de plătit. Și o astfel de întâlnire între Marte și Nodul Nord, prima astfel mare întâlnire de când a intrat Nodul Nord în Gemeni, Nodul Nord a intrat în Gemeni în vara anului trecut și va ieși la sfârșitul acestui an. E perioada în care, karmic vorbind, voi sunteți cei mai tulburați, cei mai dați peste cap, cei mai trimiși la școala vieții, cei mai testați cu brio, de altfel, ca să vă echilibrați niște datorii din altă viață. Iar acum, acest Marte arată un fel de implicare a voastră, că e guvernatorul vostru. Vă implicați total în aceste lecții de viață cu rolul de a mai plăti niște datorii, niște polițe și de a vă regăsi cumva calea din anumite puncte de vedere. Marte oferă energie după ce vă veți fi eliberat deja de niște datorii karmice, așa cum spuneam. Pot avea loc evenimente cruciale în destin, decizii majore, acțiuni majore, alegeri foarte importante, informații extrem de importante care vin către voi. Deci clar că este, stați cu urechile pâlni, așa că nici nu știți, pot fi coincidențe ciudate, avertismente ciudate care vin către voi sub diverse forme la timp pentru ca voi să luați cele mai bune decizii. Haideți să vorbim și de casa banilor, care în cazul vostru este acoperită de săgetător, prin care nu trece nicio planetă. Ca atare am să mă refer doar la guvernatorul acestei zodii, Jupiter, și care are în plan pentru voi un singur eveniment marcant, care are loc pe 4 martie și este conjuncția pe care Jupiter o face cu Mercur în vărsător, într-o casă a familiei, a domiciliului, a casei, a țării, a căminului, dar și a istoricului vostru, dar și a lucrurilor pe care le aduceți după voi. Această conjuncție a avut loc în aceste prime 3 luni din anul 2021 de 3 ori. O dată în ianuarie, o dată în februarie și acum a treia oară, dar pentru ultima oară până peste vreo 12 ani de acum înainte. Aici în vărsător, bineînțeles. Un astfel de moment, în cazul în care nu ați făcut deja niște schimbări în lunile anterioare când această conjuncție s-a mai format, e o reeditare a unui eveniment de mai demult care parcă se repetă ciclic în viața voastră. Din când în când se repetă un lucru, iar treceți prin aceeași lecție, iar prin același punct din cerc și vă învârtiți în cerc așa. Ori an de an, ori odată la câțiva ani reveniți în același punct. Parcă nu vă puteți rupe de ceva din trecut, pe semne ceva din trecut, care vă tot cheamă acolo, până când va trebui să găsiți o cale de ieșire din cercul ăsta. Acum vi se oferă din nou această ocazie. Hai, renunță la acest trecut. Hai, abandonează corabia asta. Hai, pornește în sfârșit pe o altă cale care poate ți se potrivește mai bine. Posibil să, cum am zis, să mai fie existat această ocazie pe parcursul acestui an, ca și acum 12 ani, ca și acum 24 de ani și așa mai departe, că e un eveniment care are loc odată la 12 ani și care vă zguduie un pic temelia chiar, că totuși casa a patra ține de temelia vieții voastre, fundamentul vieții voastre, ce duce după voi, bagajul genetic, ereditar de la bunica încoace și așa mai departe. Poate o nevoie de a renunța la niște tradiții, la niște reguli pe care nu le-ați abandonat multă vreme. Poate e timpul să vă rupeți de ceva ce vă ține încă foarte atașat în trecut. Pentru unii poate fi vorba de eliberarea de casa părintească, pentru alții de eliberarea dintr-o familie în care au stat din obligație multă vreme, eliberarea de țara, de baștină, că vă dați seama că aici nu mai aveți viitor. Deci foarte multe, se poate rupe un lanț pentru foarte mulți scorpioni acum. Aveți curajul de a tăia un fir de atașamente. Și aici când spun atașamente poate fi vorba de orice, pasiuni de care nu puteți renunța, de exemplu la fumat, nu puteți și ați putea renunța acum, de un loc, iarăși, de un loc de muncă, de o persoană, de o iubire, de o preocupare, de o obsesie, de o dorință, de ceva, ceva ce vă ținea foarte atașat, foarte ancorat în punctul acela de demult și tot sperați de undeva o eliberare.
Iată, poate veni acum eliberarea asta, în cazul în care n-ați făcut-o deja în ianuarie, n-ați făcut-o deja în februarie. Acum e cam ultima strigare să rupeți lanțul ăsta care vă ține atașat în trecut, în acea zonă a atașamentelor. Poate nu niște atașamente tocmai pozitive. Pot fi și atașamente frumoase, bineînțeles, care se reactivează, care se reaprind într-un fel sau altul. Dar e nevoie de un dram de curaj aici să rupeți trecutul ca să eliberați viitorul. E ceva ce vă ține în trecut și dacă nu vă eliberați de această legătură atât de puternică cu trecutul, orice ar însemna această legătură, nu puteți ajunge la etapa următoare. E ca atunci când ați pus o ancoră adânc în apă, în nisipul mării și barca aia nu poate să plece cu ancora pusă atât de adânc. E nevoie să ridicați ancora dacă vreți să pornească această navă către un nou orizont, că este vorba de vărsător, vărsătorul vă deschide viitorul. Da, e ciudat, vărsătorul la voi este într-un sector al trecutului. Ca atare, viitorul vostru, pe orice plan ar fi el, depinde foarte mult de felul cum vă rezolvați trecutul, cum vă echilibrați trecutul, cum vă rupeți de ceva din trecut, vă achitați de sarcini din trecut, de restanțe, de datorii, inclusiv de natură karmică. Deci gândiți-vă ce vă ține atașat în trecut și acum e cam ultima strigare în care Jupiter vă mai îndeamnă. După aia vor mai rămâne aici Saturn și Jupiter multă vreme. Jupiter până la sfârșitul, aproape până la sfârșitul anului, va avea o ieșire undeva prin vară, dar după aia Saturn mai stă încă vreo 2 ani. Semn că în continuare trecutul are un rol pentru voi, pentru a repara ceva, dar acolo Saturn va lucra timp îndelungat, de acum încolo e cale lungă până va ieși el de aici, dar când va fi ieșit și el prin 2023 de aici, terenul trecutului la voi va rămâne total diferit. Dar iată, și acum vine o astfel de moment în care priviți cumva spre trecut și spuneți gata, trebuie să o rup cu această etapă din viața mea. O fostă relație, o fostă iubire, o fostă căsnicie, o fost job, o fostă țară, ceva fost care fost trebuie să rămână. Deci această conjuncție între Mercur și Jupiter se ocupă inclusiv de datorii de formă financiară, să zicem așa, deci să vedeți ce plăți, cine știe de când le tot cărați după voi și poate faceți acum un efort să vă eliberați de ele. Că am intrat de fapt într-o altă poveste, vorbeam de bani și că încolo am intrat în povești karmice și legate de trecut. Dar această conjuncție Mercur-Jupiter în vărsător generează o preocupare foarte mare pentru cheltuieli de natură domestică. Să vă achitați niște facturi restante, să scăpați de niște rate pentru vreo casă. Pe de altă parte e foarte posibil să investiți în confortul familial. Unii s-ar putea să-și cumpere o casă. Asta dacă nu cumva deja ați făcut lucrul ăsta la celelalte două întâlniri ale lui Mercur cu Jupiter. Deci poate fi vorba și de așa ceva, de investiții mari, pe semne mari, că e un Mercur acolo care înseamnă bani, că e Jupiter care înseamnă bogăție și abundență. Deci banii pe care să zicem că i-ați adunat și ați tot organizat de ceva vreme, pot fi canalizați într-un mare proiect domestic. O casă, renovarea casei, redecorarea casei, cine știe ce altceva sau strâns legate de familie. Poate intrați într-o nouă etapă de viață, de exemplu se naște un copil și acolo înseamnă bani mai mulți și atunci banii trebuie reorganizați, reprioritizați sau să găsiți soluții să obțineți mai mulți bani. Posibil fiind vorba de zona trecutului să vină niște bani din trecut, bani promiși de mult, bani meritați de mult, dar din diverse motive nu ajungeau la voi. Deci uitați-vă un pic peste umăr și la datorii neachitate, dar și la datoriile altora neachitate către voi, mai pistonați-i, mai trageți-i de mânecă pentru a da înapoi ceea ce vi se cuvine. Asta e cu banii, trecem și la iubire, că și acolo se întâmplă ceva. Sectorul iubirii pentru voi, Scorpionul, este acoperit de pești, unde până pe 20 martie aveți activitate. Soarele este în pești până pe 20 martie. Semn că sunteți foarte preocupați de viața sentimentală. La voi viața sentimentală ține foarte mult de liniște, de intimitate, de ochi în ochi, tet-a-tet,
cât mai mult timp împreună. Există o conexiune foarte frumoasă acolo de suflete, poate chiar de natură spirituală, așa ca între două suflete pereche. Tot luna asta, pe lângă faptul că l-aveți pe soare aici, îl veți primi, nu, îl aveți în vizită aici în Pești și pe Venus până pe 21, deci până pe 20, soarele până pe 21 este și Venus, iar pe 16 martie vine aici și Mercur, semn că aici în Pești se vor aduna la un moment dat 4 planete. Între 16 și 20 martie veți avea 4 planete. Luna trecută au fost foarte multe planete în vărsător. Acum ponderea trece ușor către Pești și face ca această zonă să devină foarte importantă. Și la voi se ocupă de iubire. Semn că bate inima, e ceva acolo fără precedent, lucruri noi se simt acolo la orizont și mai mult decât atât. Aici, în Pești, în sectorul iubirii, are loc faza de lună nouă din martie. Pe 13 martie, luna și soarele se întâlnesc, e faza de lună nouă din Pești, dar e o lună nouă mai aparte, pentru că în același timp, în același loc, aici în Pești, se află și Venus și Neptun. 4 planete în același punct, o quadruplă conjuncție în același timp în data de 13 și care pentru voi poate genera un moment fără precedent în plan sentimental. Fără precedent. O dragoste nebună, o mărturisire emoțională cu implicații fantastice, o trăire interioară fără precedent, o... Nu știu, ceva care poate fi flamboian, poate fi nemaipomenit, dar nu foarte vizibil. Asta trebuie reținut. Nu strălucește, nu o vedeți de departe, nu e dragoste de aia la prima vedere. E ceva în interior, că e zona peștilor și peștii țin mult de interiorizare, de profunzime, de emoția cea mai adâncă. Poate fi o iubire colosală, ce să mai vorbim. Ori acum începe, sunt întrunite condițiile unor noi întâlniri, cu atâtea planete aici, dar... Și în relația deja existentă poate avea loc un eveniment iarăși fără precedent. Frumos, tandru, blând, cald, apropiat, intim, frumos, toate epitetele frumoase ale iubirii le puteți spune aici, cu singurul dezavantaj că s-ar putea multe să fie în interior. Bun, pot fi și iubiri din acelea ușor secrete, ușor neîmpărtășite. V-ați îndrăgostit de cineva, dar încă nu-i spuneți sau nu vi s-a spus încă sau sunt multe întrebări acolo, oare mă iubește, oare e relație, oare tot felul de astfel de dubii vă macină sufletul, dar pentru alții poate fi și un moment de o tandrețe deosebită, de o furtună emoțională deosebită. Pot fi și, și negative. O decepție majoră care generează în voi o criză emoțională de-a dreptul, o suferință, deși asta e posibil. Poate fi iubire în aia minunată, superbă, frumoasă, care vă împlinește și aproape că îi spuneți că n-ați mai simțit așa vreodată, sau varianta cealaltă, o suferință din aceea fantastică și în care nici într-o parte, nici într-alta, parcă nu puteți să vă exteriorizați suficient, parcă e în interior totul. Ori voi, scorpionii, sunteți mai închiși de felul vostru și mai misterioși și până pătrunde cineva la inima voastră e nevoie de timp, poate și asta este, dar sunt și multe dubii acolo, multe necunoscute, multe secrete, poate, care într-o zi o să ceară să fie date afară. Cu 4 planete la un moment dat, încetul cu încetul se scade acest număr de planete din Pești. Soarele iese pe 20, Mercur iese pe 21, la sfârșitul lunii îl veți mai avea pe Mercur și pe Neptun aici. Dar e ceva, se mișcă, inima voastră bate acum într-un ritm mai alert, dar în surdină, nu foarte gălăgioasă inima voastră. Aici planetele din Pești au și ele ceva evenimente și cred că este cel mai intens plan al vieții voastre. Există câteva momente cheie. Primul mare moment are loc atunci, la luna nouă de care vă ziceam, când se adună 4 planete în același punct și care clar pot genera evenimente cu totul speciale în plan sentimental. O nouă relație, un nou început, o nouă etapă în relația existentă, o mare decizie de viață, o fericire deplină sau o nefericire deplină, poate fi și așa și așa. Deci, data aceasta 10, 11, 12, undeva în jurul acestei date, că poate fi
până pe 13, când are loc faza de luna nouă, deci e o perioadă așa mai lungă, poate chiar de 10 zile în total, între 10 și 20, e multă energie tumultoasă, clocotindă în interiorul vostru, cu atâtea planete acolo întâlnindu-se. Pentru că și Venus se întâlnește cu Neptun, și Soarele se întâlnește cu Neptun, și Soarele cu toate planetele care se adună aici, fiind atât de multe la un loc, normal că se formează conjuncții pe bandă rulantă. Venus alături de Soare va rămâne aproape jumătate de lună, după ce se vor muta amândouă în Berbec, sunt încă acolo, deci, dar în Pești sunt mare parte alături, pe la mijlocul lunii, deci cu Venus într-un sector al iubirii ar trebui să fie iubire aici, ar trebui să fie iubire adevărată, ar trebui să fie iubire reală, profundă. Acum rămâne de văzut cât de exprimată este și poate intrarea lui Mercur aici pe 16, Mercur în Pești, în zona iubirii, vă ajută să vă și exprimați sentimentele. Până atunci trăiți, simțiți, vă buciumați, e un tumult. După ce rămâne doar Marte, frumos, de pe 21 încolo rămâne doar, pardon, Mercur, după ce rămâne doar Mercur aici în Pești, veți ști să și exprimați în cuvinte, poate mai simbolice, poate cu apropor, poate cu aluzii, poate nu sunteți atât de direct, nu vă duceți la cineva și luați de guler și spuneți, alo, te iubesc. S-ar putea să nu o faceți așa, o faceți așa, bateți șaua să priceapă iapa de departe, cu simboluri, cu apropo, aluzii din acelea, mai ales aluzii, pot fi și aluzii de natură sexuală la un moment dat, deci se mișcă lucrurile, dar așa, pe departe, încât celălalt trebuie să fie foarte atent la metafore, la simboluri, la semne, ce vrea să spună scorpionul ăsta. Nu sunteți foarte direct, așa cum sunteți voi de obicei. De data asta, mai ales dacă iubiți cu adevărat, aproape că n-aveți curajul să exprimați direct lucrul ăsta, ci încercați prin tot felul de astfel de tertipuri metaforico-simbolice să ajungeți la inima celuilalt. Ce să mai vorbim? Atâtea conjuncții aici în Pești. Venus conjunct Neptun, Mercur conjunct Neptun, Soarele conjunct cu Luna, cu Venus și cu Neptun la data de lună nouă, toate sunt, creează premizele unei vieți sentimentale de succes cu multă energie interiorizată deocamdată. Sigur că va veni și vremea să dați afară ceea ce simțiți că voi sunteți o zodie care trăiește intens iubirea și pasiunea, dar dacă e să vă îndrăgostiți de-a binelea, se poate întâmpla în această lună. Dacă așteptați iubirea de undeva, stați cu ochii la orizont că poate să apară. Vorbim și de viața de cuplu, că și aici se întâmplă ceva. Sectorul cuplului pentru voi este acoperit de Taur, unde până pe 4 martie l-ați avut și pe Marte, deci pe guvernatorul vostru. Gata, după 2 luni de ședere pe aici prin Taur, Marte părăsește acest sector. Și o să vă cam lipsească, ce-i drept. Intră Marte după aceea în casa 8-a, de care vă ziceam că vă activează foarte tare. Semn că viața de cuplu rămâne foarte importantă, poate devine un pic mai activă, mai dinamică, mai mișcătoare. Și în sens pozitiv lucrurile merg bine, dar și în sens negativ pot apărea ciondănel, poate apărea oarecare doză de agresivitate acolo, discuții cam aprinse, pot fi și așa și așa. Rămân aici în continuare Uranus și Lilith, nu este o noutate din punctul ăsta de vedere, dar Uranus de aici, din Taur, de care vă ziceam că doar el mai rămâne ca planetă aici, va forma aproape toată luna o quadratură care se resimte încă din luna februarie cu Saturn. Saturn, în cazul vostru, într-un sector al familiei. E, aici, încă de luna trecută, e posibil să fie apărut niște inadvertențe de direcție în anumite cupluri. Parcă voi priviți într-o direcție, partenerul privește în altă direcție și nu mai sunt compatibile aceste viziuni asupra viitorului căsniciei voastre, încât unii, absolut unii, mai ales că este și un Lilith acolo, Lilith sensibilizează zona cuplului și Lilith chiar a avut și o să mai aibă niște conjuncții în plan pentru voi, care pentru unii scorpioni pot genera și probleme în viața de cuplu. Se cutremură un pic temelia voastră ca pereche.
Unele căsnicii, din păcate, în această perioadă cu atâta vânzoleală de planete pe aici, pot eșua, pot ajunge la ideea că nu mai avem nimic în comun, nu ne mai leagă nimic. Eventual, ce mai leagă sunt niște responsabilități de natură financiară. E, și această quadratură atât de rară, pentru unii scorpioni, pentru unii, repet acest lucru, poate genera exact cutremurul ăla care de la temelie, e ca la seism, din adâncuri vine cutremurul și până ajunge la suprafață și distruge tot deasupra, se creează o tensiune fără precedent. Cam așa se întâmplă și aici. S-ar putea ca tensiunile alea de la temelie, care cine știe de când stăteau acolo, frustrări de ani de zile, supărări de ani de zile, nemulțumiri de ani de zile, pe care Saturn abia din decembrie încoace a început să le zguduie, să le scoată la suprafață, că Saturn abia în decembrie a intrat aici, în casa patra a temeliei vieții voastre de familie și de cuplu, a început să le răscolească. E ca și cum a intrat o sondă până în adâncul pământului și sonda aia a descoperit că sunt niște fisuri acolo. E, fisurile astea s-ar putea să iasă la iveală de ceva vreme încoace, activate foarte mult și de quadraturile din ianuarie, din februarie, despre care deja am vorbit în lunile anterioare. Ceva pentru unii scorpioni s-a zguduit bine, bine. Sunteți printre cei vizați de... E un an greu pentru voi, mai ales începutul ăsta de an. E greu pentru voi și cele mai vizate sunt acestea, viața de cuplu și viața de familie. Unii scorpioni la care Saturn și Jupiter și nebunia de planete din vărsător din lunile anterioare a scos la iveală un trecut fragil, pe semne că ajung la concluzia că s-a cam terminat povestea și mai bine hai să ne eliberăm, că un Uranus poate aduce și această eliberare, repet, pentru unii, nu pentru toți, pentru că totuși în sectorul cuplului l-ați avut pe Marte, îl aveți în continuare pe Lilith, îl aveți în continuare pe Uranus, toate aceste planete au intrat în conflict cu planetele din zona familiei, nu mai spun de faptul că aceste planete din Taur formează opoziții cu soarele vostru din Scorpion, pentru unii care sunt într-o astfel de poziție cheie datorită acestor planete, pot cam ajunge într-un punct sensibil în care se poate vorbi de divorț, de separare, de partaj, de rămas bun și așa mai departe. Pentru unii. Alții, iată, pe 21 martie, de exemplu, are loc un sextil foarte bun de la Mercur din Pești, deci din sectorul acela al iubirii, și poate fi un moment extraordinar de bun să stați de vorbă față în față, ochi în ochi cu persoana iubită, să puneți sarea la cale, să discutați niște lucruri care erau neclare, instabile în viața voastră. Acolo unde aveați mai mari întrebări și dubii și suspiciuni, stați de vorbă cu persoana iubită, cu jumătatea voastră și discutați pe șleau ce s-a întâmplat. Sunt multe lucruri neexplicate, neînțelese, interpretate greșit. Poate au existat probleme de comunicare acolo, poate n-ați spus ceea ce trebuie, poate celălalt n-a spus. Și acum pe 21 martie sunteți îndemnat la o discuție privată cu persoana iubită și discuția asta poate fi clarificatoare, poate declanșa un val de schimbări pozitive de acum înainte. Deci, de ce nu, stați față în față și stabiliți ce aveți de făcut de acum înainte. Dar nu vreau să mă refer doar la asta, pentru că Taurul este guvernat de Venus, despre care deja am vorbit anterior că are ceva roluri, dar am să le reiau pentru că e vorba și de cuplu aici, de viața de cuplu. Venus se va întâlni cu Neptun în Pești, deci poate fi un moment pe 13-14, poate fi atunci, odată cu luna nouă, deci luna nouă, mai bine zis, din 13 plus minus câteva zile înainte, are un rol benefic nu numai asupra vieții sentimentale, deci pentru o relație care începe acum sau se dezvoltă acum, ci și pentru cupluri, pentru căsnicii. Se reactivează iubirea, vă spuneți niște lucruri care stăteau așa neclarificate, vă refaceți legămintele de iubire, se poate ajunge și la căsătorie într-un astfel de moment, în preajma acestei date. Deci prea frumoase sunt momentele în care este Venus implicată în această lună ca să nu profitați din plin de ea. Ea aduce iubire, ea aduce responsabilizare, ea aduce implicare, asumare de responsabilități. Pe 21 martie Venus, guvernatoarea căsniciei, intră în casa a șasea, o casă a muncii, semn că sunteți pregătiți să vă asumați responsabilități, sarcini de zi cu zi, cotidiene. Ce înseamnă viața în doi? Mâncare, curățenie,
treabă prin casă și așa mai departe, vi le asumați cu drag, conștient că astea fac parte din buna funcționare a unei vieți de cuplu ok. Venus mai are și niște sextile luna aceasta, pe 18 Venus în sextil cu Pluto din casa a treia, foarte bune discuțiile, foarte bună comunicarea atunci va fi cu partenerul. Apoi Venus va face un sextil și cu Saturn, iarăși niște, la sfârșitul lunii, iar niște discuții foarte clarificatoare pentru viitorul familiei. Și chiar un astfel de eveniment e primul de acest gen între Venus în Berbec și Saturn în Vărsător. Saturn abia s-a mutat în Vărsător, deci de mult n-a mai avut loc o astfel de combinație de planete bune pentru asumare de responsabilități de familie. Poate se vorbește de venirea pe lumea unui copil sau de întemeierea unei familii. Poate discutați despre o mutare într-o casă nouă și asta înseamnă responsabilități. Poate sunt niște aspecte legate de casă pe care le discutați acum. O renovare totală, o redecorare, o schimbare, o chiar și simpla ordine, curățenie de primăvară, cum s-ar spune, poate fi discutat atunci pe 30-31 foarte serios cu partenerul de viață și care să unească relația. Sunteți din nou un tot unitar, chiar și discutând despre lucrurile acestea strict domestice și casnice. Haideți să vorbim și despre muncă acum, pentru că e un domeniu care se activează foarte mult în această lună. Sectorul muncii pentru voi este acoperit de această planetă, unde intră Soarele pe 20 și Venus pe 21 martie. Semn că vă apucați serios de treabă. Plin de avânt, plin de dorință, de schimbare, plin de ambiția de a vă afirma, poate apar niște provocări la orizont, niște noutăți care vă obligă să vă implicați foarte tare. Probabil vă și plac, pentru că e un Venus acolo. Venus depune plăcere în muncă. Deci vă duceți la serviciu cu drag. Ceva se întâmplă. Poate chiar e momentul unui nou început. E prea bun momentul să nu căutați chiar un loc de muncă în această perioadă. Mai ales că intrarea Soarelui și a lui Venus simultan aproape în acest sector va forma undeva în ultima decadă a lunii, va forma și o conjuncție care se va păstra aproape toată ultima decadă, o conjuncție norocoasă. Venus este micul benefic și micul benefic lângă Soare, care este motor de energie, activator de noutate, vă poate oferi șansa unui nou început la locul de muncă. Deci ori un nou job, ori alte proiecte, alte obligații, alte activități la locul de muncă în care să vă puneți foarte bine în valoare calitățile, talentele, priceperea, bucuria de a munci la urma urmei. Tot în această zonă a Berbecului, dar pe axa Berbec-Balanță, se va forma pe 28 martie faza de lună plină, cu Soarele în Berbec, despre care vă ziceam, și cu Luna în partea diametral opusă, semn că această dată de lună plină de 28 poate fi un moment de culegere a roadelor. Poate toate aceste noi începuturi cărora le dați drumul în această perioadă își arată roadele. Iată ce am făcut, uite pentru ce am muncit. E vremea recoltei, e vremea rezultatelor, e vremea bucuriei pentru munca prestată. Luna plină, deci singura de anul ăsta care vizează soarele aici în sectorul muncii, vă poate aduce roade. Munca voastră a dat roade. Finalul de lună vine cu două sextile simultane, Venus și Soarele de aici din Berbec, vor primi de la Saturn un sextil. E ca și cum, mai ales că e prima dată când au loc aceste două sextile, mă rog, aproape simultane, dar nu s-au mai format de mult pe această combinație Vărsător-Berbec. E un moment de culegere a unor roade care cine știe de când munciți pentru aceste lucruri. Poate din decembrie încoace, deci de când a intrat Saturn în Vărsător, sau poate chiar și mai de mult de atât, Saturn nefăcând altceva decât să adune, să canalizeze toată energia trecutului în aceste rezultate pe care acum le puteți vedea.
Deci finalul de lună 30-31, poate și cu un maxim de la lună plină încolo, să înceapă să apară roadele muncii voastre, să se vadă rezultatele, să se vadă pentru ce ați muncit atâta, unde ați depus atâta amar de energie și acum să se vadă pentru ce, dacă a meritat. Și cu siguranță a meritat, că e o lună plină. Luna plină e moment de apogeu, moment de recoltă și care să vă facă mare plăcere. Tot legat de casa muncii, am să vorbesc un pic și de guvernatorul acestui sector. Guvernatorul Berbecului este Marte și Marte este într-un sector al colaborărilor până pe 4 martie, semn că munca voastră depinde foarte mult de cooperare, de schimbul de idei, de schimbul de servicii până pe 4 martie, și asta de la începutul anului până acum, după care, de pe 4 martie încolo, până pe 23 aprilie, Marte intră în Gemeni, într-un sector mai obscur un pic, și s-ar putea să genereze multe semne de întrebare legate de unele persoane pe care le aveți în preajmă, de unii colaboratori, de unii colegi, de unii clienți, ceva apare așa încât parcă nici voi nu reușiți să vă puneți foarte bine în valoare. În ciuda faptelor că sunt multe planete acolo în care vi se arată roadele, dar pe alocuri, mai ales că Marte vă și guvernează, este unul din guvernatorii voștri, s-ar putea unii dintre Scorpion să se simt un pic dați pe planul 2, neglijați, nevăzuți, în anonimat, poate chiar voi vă izolați, poate chiar voi n-aveți curajul să vă exprimați punctul de vedere pe alocuri. Deci pot fi câteva momente în care parcă sunteți în planul 2 de bunăvoie și neseliți de nimeni sau pur și simplu dați afară cumva din anumite provocări profesionale. Totuși, acest Marte de care vă ziceam are acea conjuncție majoră de la sfârșitul lunii cu nodul nord și cum Marte se ocupă nu numai de zodia voastră, dar se ocupă și de sectorul acesta al muncii. Pentru unii Scorpion se pune problema schimbării de sens profesional, ducând înspre direcția aceea menită, predestinată, pe care o numiți misiunea personală. Dacă credeți în această idee că ați venit pe lume cu o misiune, poate fi declicul ăla de care aveți nevoie să măcar să vă gândiți la asta, dacă nu chiar să și treceți la fapte. Unii se gândesc că e vorba de o întâlnire în Gemeni care ține de un proces de gândire analitic. Da, nu, merge, nu merge, să o fac, să nu fac, și s-ar putea să vă tot gândiți la asta după intrarea lui Marte în Gemeni de pe 4 martie încolo, ca finalul de lună să vă pună și în fața poate a unei decizii, poate a unei acțiuni direct. Nu numai că v-ați gândit, ați și decis și vreți să și puneți în aplicare, și poate să fie vorba de o schimbare totală, că e vorba de casa 8-a. Casa 8-a e o casa transformărilor, o casa marilor provocări, a marilor schimbări de direcție. Deci pentru unii Scorpioni e momentul unei schimbări de sens profesional total. Vă schimbați meserie, vă schimbați carieră, vă schimbați departamentul, nu mai lucrați în domeniul anterior. Unii s-ar putea o vreme să oscileze între două căi, că poate încă nu s-au hotărât de plin pe care cale să meargă, alții gata între două variante pe care deja le analizau să aleagă una singură. Deci este foarte interesant și acest aspect. Probabil de multă vreme vă gândiți la aceste schimbări și declicul s-ar putea să apară undeva în jur de 21-22, când Saturn, într-un sector al trecutului, că vă ziceam că trecutul vostru este foarte zguduit acolo și de acolo provin ideile, energia, curajul unor schimbări către viitor. Posibil ca trigonul pe care îl face Marte la momentul respectiv cu Saturn să fie parte din factorul de decizie către această mare schimbare. Vorbim și de casa carierei, care este acoperită de Leu, de unde nu trece nicio planetă. De aceea am să vorbesc despre Soare, guvernatorul Leului, și Soarele are și el ceva rol în această perioadă. În primul rând, Soarele este implicat în multe conjuncții. Este acea lună nouă care are loc în Pești pe 13 martie, cu Luna alături, cu Venus alături, cu Neptun alături, și deci poate să fie un moment plăcut pentru voi în planul carierei. Un moment de revelație, un moment de împlinire, o satisfacție, un succes pentru care ați depus ceva eforturi și în care ați canalizat multă energie pozitivă, mult optimism, multă speranță, multă emoție la urma urmei. Deci acolo unde ați depus în ultima vreme, cine știe de câtă vreme ați depus ceva
energie creatoare, de acolo pot veni acum surprizele plăcute. Unii chiar pot să schimbe, cum ziceam deja, cariera spre ceva drag sufletului, spre ceva care vă împlinește. Nu e o obligație, nu că trebuie să munciți pe undeva, ci vă gândiți foarte mult la misiunea aia de viață. Care-i sensul meu pe lumea asta? Și faceți un semn egal între sensul vieții și misiunea voastră prin munca pe care o prestați. Mulți își îndeplinesc rolul pe acest pământ prin meseria pe care o au. Și voi ați putea fi într-un astfel de moment în care să vă căutați calea, cariera, profesia, meseria prin care de fapt să vă îndepliniți misiunea pe acest pământ. Și poate fi și luna aceasta un astfel de moment pentru unii dintre scorpioni. Soarele mai are niște momente importante. Un moment foarte bun poate fi la finalul lunii, când soarele din berbec, din casa muncii pentru voi, va primi un sextil foarte bun de la Saturn și care v-am spus că vă oferă soluții bune, dar cum soarele este strâns legat de carieră, de imaginea voastră profesională, felul în care rezolvați aceste probleme zi de zi la serviciu vă pune într-o lumină foarte bună, se vorbește despre voi, moment de glorie, moment de succes, moment de împlinire, moment de aplauze la adresa voastră pentru felul cum v-ați îndeplinit rolul. După care mai este o conjuncție în care este implicat aproape toată ultima decadă soarele. Soarele stă lângă Venus foarte multă vreme și se va afla într-un sector al muncii, v-am spus de lucrul ăsta că este în casa a șasea, semn că munca voastră aduce noroc, aduce prosperitate, aduce abundență, aduce tot ce vă doriți prin muncă, bineînțeles, cariera are mult de câștigat. Cu cât vă vedeți mai serios de treabă, cu cât mai implicat sunteți, cu cât mai multă energie investiți în actul muncii, cu atât cariera voastră se așează pe un teren mai bun și mai aducător de succes. Voi sunteți susținuți foarte mult și în acest sens culegeți laurii victoriei și în carieră luna aceasta. Cam asta este luna martie pentru voi, scorpioni. Cam dificilă pe alocuri, că totuși sunteți una din zodiile încercate și de planetele din Vărsător și de planetele din Taur încă, dar vedeți că multe alte aspecte încep să se miște. De aceea vă invit să vă abonați ca să urmăresc pe parcursul lunii și horoscopul zilnic și horoscopul săptămânii, horoscopul anului în cazul în care nu l-ați văzut deja, că prea e o perioadă interesantă pentru voi. Vă doresc o lună în care să rezistați cu bine la provocările sorții, că din punct de vedere karmic probabil sunteți cei mai afectați. Succes vă doresc!